Vă rog să deschideți împreună cu mine, să fim în capitolul 41 din Isaia, să aveți Biblia deschise, să putem să urmărim împreună. În continuare, pericolul cel mai mare care paște biserica de astăzi, știu că v-am spus lucrul acesta și o să spun încă o dată, pentru că chiar cred că este așa, pericolul cel mai mare care paște biserica modernă de astăzi este relativismul. Nu există altceva, nu există alt pericol, alt afront, altă gândire, alt atac mai grav, mai periculos, care a infiltrat biserica mai puternic decât relativismul. Relativismul este mai nociv și mai periculos pentru biserica de astăzi decât ISIS, decât refugiații din Siria, decât Guvernul Norvegiei. Toate acestea sunt factori externi care împing asupra bisericii încercând ca să o dărâme. În schimb, relativismul, gândirea aceasta relativă, a pătruns în lăuntrul bisericii și o mănâncă ca și un cancer dinăuntru. Relativismul astăzi există și se manifestă sub multe denumiri și multe înfățișări, dar este același. Astăzi se numește toleranță. Trebuie să tolerăm. Totul trebuie tolerat. Dacă nu ai toleranță, nu ești un om modern, nu ești un om civilizat, nu ești un om educat, nu contează câte cărți ai citit, nu contează câte școli ai făcut, dacă nu tolerezi orice și pe oricine, se numește îngăduire, relativism, subiectivism. Nu discuți cu cineva și îi spui, problema care există în lume este păcat. Asta e subiectiv. E părerea ta. Totul e subiectiv. Lucrurile care într-adevăr sunt subiective, sunt mai subiective. Lucrurile care în mod clasic erau clare, concrete, au devenit și ele subiective. Amvonul ăsta e maro, mai discutabil. Peretele ăsta e tare. Mă depinde, relativ de tare. Nu mai poți discuta în termeni concreți cu nimeni. Totul subiectiv, totul e relativ. În cadrul bisericii, ecumenismul. Cel mai rău lucru este să nu fii pentru toate. Nu ești creștin bun dacă nu ești pentru toate. Trebuie să fii pentru Biserica Ortodoxă, pentru Biserica Catolică, pentru Biserica Adventistă, pentru Biserica Pentecostală, trebuie să fii pentru toți și toți cu toate. Chiar dacă unii cu care ți se cere ca să fii pentru sunt împotrivă. Împotriva lui Dumnezeu, împotriva Scripturii, împotriva învățăturii sănătoase. Dar dacă tu nu ești cu ei, oamenii aceștia care zic trebuie să fim uniți, trebuie să fim împreună, trebuie să tolerăm, vei afla foarte repede că nu te vor mai tolera deloc. Repede a uitat ce înseamnă toleranța. Nu mai este relativ, nu mai este dreptul tău ca să zici vreau să mă raportez diferit la ideile lor, am ideile mele. Poți gândi cum vrei, atât timp cât gândești cât cum gândesc și ei. Pe scurt, este erodarea adevărului până acolo încât consensul contemporan este faptul că adevărul absolut nu există. Omul se plimbă pe stradă crezând că e iluminat prin faptul că a ajuns la concluzia că adevărul în sine e un mit. Omenirea, din incipiența ei, a investit mii și mii de ani de gândire și de cugetare, înțelegând și încercând să ajungă la ceea ce înseamnă adevărul. Și omul modern vine și râde în fața întregii istorii omenești și spune proștilor. Proștilor, n-ați știut că adevărul de fapt este un mit? Este o farsă? Căutați un baz. Ba mai mult, zic ei, adevărul absolut, adevărul care nu se poate discuta, în sensul că nu se poate negocia, adevărul pe care poți să stai tare în picioare și să spui așa este și de aici nu există mișcare. Spun ei
Și spun cei mai mulți păstori din ziua de astăzi, asta este trist. Este o fraudă. Este o manipulare a maselor. Este o evocare a unei autorități care nu aparține niciunui om. Karl Marx, într-adevăr, zicea că religia este opiul maselor. Este felul în care masele sunt manevrate și sunt controlate. Și, într-adevăr, multe religii, multe culte, multe biserici, și nu numai ele, fac abuzuri grave în acest domeniu. Luând realități subiective, mai multe ori luând neadevăruri și folosindu-le spre manipularea sau asuprirea maselor, în speță mai mult celor care aparțin religiei respective. Da, este adevărat. Sunt culte și religii care își controlează masele prin manipulare, prin șantaj, prin frică, zicând că anumite lucruri care nu sunt absoluturi, care într-adevăr sunt relative, stă în dreptul lor să le impună conștiinței omului ca și adevăruri absolute. Dar asta nu înseamnă, pentru că sunt abuzuri, pentru că sunt oameni care fac abuzuri din motivații urâte, mărșave, asta nu înseamnă că nu există adevăr și că nu există adevăruri absolute. Faptul că anumite biserici, anumite religii manipulează și șantajează pe cei care aparțin ca și membri sau ca și participanți pentru a-i face să facă ceva, să dea bani. Da? Televangeliștii care la televizor proclamă că adevărul garantat absolut este că dacă donez X euro la biserica lor, specific la biserica lor, că Dumnezeu lucră așa specific numai în biserica lor, cu siguranță Biblia garantează că vei primi cel puțin de 10 ori mai mult. Și ei îți pot garanta asta, este un adevăr absolut. Cât timp ai să le dai minim 10 euro prin apel telefonic sau Visa, Mastercard și mai departe. Dar cu toate astea, cu toate adevărurile astea, cu adevărul cultelor din jurul nostru, care manipulează masele ca să facă anumite lucruri, ca să împlinească anumite datine, ca să trăiască anumite experiențe, care Biblia spune că nu sunt obligatorii, că nu toți le experimentează. Și ei vin și spun, adevărul absolut este că așa este. Șantaj, abuz. Trebuie să ai grijă ca și predicator, ca și păstor, ca și evanghelist. Pe ce munte ești dispus ca să mori? Ce lucruri sunt absolute și ce lucruri sunt discutabile? Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos absolută. Mor oricând pentru adevărul ăsta. Trinitatea, mântuirea prin har, ispășirea păcatelor noastre, oricând. Sunt gata să stau pe baricadă și să mor pentru adevărul acesta. Batic sau nu batic? Nu știu. Și nici nu contează. Și dacă vin aici și zic, știți fraților, eu vă pot spune în mod absolut că ține de mântuirea voastră. Șantaj emoțional. Și să nu mai credeți nimic ce vine din gura mea, dacă sunt așa de prost încât să stau în picioare și să zic, ăsta este absolut pentru nimic. De parcă nu ar fi absoluturi așa de importante încât trebuie să fim gata să vărsăm sânge pentru el. Zeciuial, absolut. Toate sunt absolute la oamenii ăștia. Dar de fapt toate sunt relative. Pentru că l-au inventat ei, Hristos. Și Vechiul Testament critică liderii religioși care spune el, voi, nu aveți, de fapt, nicio legătură cu Dumnezeu. Cu gura îl proslăviți, cu inima n-aveți nimică. Și ce mai spune el? Învățați pe oameni niște datini omenești, zicând că sunt drept legea lui Dumnezeu. Există o lege a lui Dumnezeu. Există adevăruri absolute. Majoritatea religiilor, inclusiv cele care pretind că sunt creștine, își pierd vremea bătându-se în piept pentru niște nimicuri
Și cu toate astea, nu înseamnă că nu există și nu este la dispoziția noastră adevărul și adevărul absolut. Lumea, diavolul, ar vrea să te inducă să crezi asta. Și grav este că majoritatea păstorilor evanghelici, fie că își dau seama, fie că nu își dau seama, cred asta. Nu mai poți avea o discuție concretă pe un text biblic cu un păstor. Asta e interpretarea ta. Frate, Biblia are o singură interpretare, un singur sens. Sensul care a intenționat Duhul Sfânt să ne-l transmită. Și Biblia ne învață că este la îndemâna noastră, prin studiu și prin călăuzirea Duhului Sfânt, să știm ceea ce a vrut Pavel, prin Duhul Sfânt, să ne transmită în text. Frate, dar eu știu într-un fel, tu știi în altul. Unul dintre noi e greșit. Nu plecăm de aici până nu găsim cine. Ei vor să inducă în mintea ta și în mintea mea că sunt atâtea posibilități, că sunt atâtea variante, că n-ai cum să știi ce este cu adevărat, în mod absolut, adevărat și ce nu este. Și ar fi mai bine să nu-ți bați capul. Crezi și tu ceva, crezi și tu orice, important este să crezi. Un autor, descriind această problemă a relativismului, a toleranței, zicea în felul următor. În lumea în care trăim acum, îi se spune acestui păcat toleranță. Dar în iad, în iad, se va numi disperare. Este păcatul, este starea finală în care va ajunge omul în iad. Păcatul care nu crede nimic, nu-i pasă de nimic, nu caută să cunoască nimic, nu deranjează pe nimeni, nu se bucură de nimic. Nu urăște nimic, nici măcar ce ar trebui urât. Nu găsește sens în nimic. Nu trăiește pentru nimic și trăiește, există, nu sistează din existență. Asta va fi iadul. Nu sistează din existență pentru că nu poate găsi nimic pentru ce s-ar merita să moară. Fantastic. Tim Keller, un păstor presbiterian de la New York, zicea că iadul va fi doar o realizare, pe lângă durerea focului și așa mai departe, sentimental și emoțional vorbind, iadul va fi o realizare deplină a ceea ce suntem noi acum. Necredința care o simte omul acum, lipsa de dragoste care o simte acum, lipsa de interes, lipsa de viață, lipsa de scop, de țel. Tot focul ăsta care arde în noi, negativ, va fi dezlănțuit să fie mistuitor în așa fel încât vom fi ceea ce suntem neopriți într-un fel de Dumnezeu. Dacă acum nu te simți precum ai fi în iad, este pentru că Dumnezeu oprește răutatea care este în tine, oprește gândurile demonice care sunt în tine ca să te consume. Nu numai ție, mai ales fie celui răscumpărat, dar omul de pe stradă nu strigă pe stradă ca și un nebun în durere, pentru că Dumnezeu ameliorează starea lui. Oprește ca păcatul să nu-l consume. În iad, Dumnezeu își ia mâna. Și toată ura și toată pisma și toată mâcinarea interioară care o simțim în minutele acelea de slăbiciune în viața noastră, îi vor consuma o eternitate. Pentru că Dumnezeu va zice... Îmi iau mâna. Fiți ceea ce vreți să fiți. Nu vreți să cunoașteți adevărul? Trăiți o eternitate fără adevăr. Asta este lumea în care trăim. Postmodernistă, emancipată, relativă. Într-un cuvânt,
o lume în disperare, o existență doar cu puțin mai presus decât iadul. Cu puțin. Prin mila lui Dumnezeu, prin harul său general, este mai presus decât iadul. Problema aceasta relativă nu este ceva nou. Deși omul modern crede că el a inventat-o, nu este ceva nou. Biblia prezintă și istoria ne arată că această problemă a toleranței și a relativității a existat întotdeauna. Gândiți-vă la Imperiul Roman, de exemplu. Imperiul Roman a fost nou și progresiv prin faptul că ei ziceau în felul următor. Închinați-vă la cine vreți voi. Cât timp vă închinați cezarului, faceți ce vreți. Cât timp dați darea de seamă cezarului și dați cezarului cei cezarului, faceți ce vreți. Aveți 1000 de Dumnezei dacă vreți. Pentru că oricum, toate sunt relative. Păi ei interesau bani. Pavel, când merge ca să le vestească Evanghelia, la un moment dat, dacă rețineți discursul, zice: am văzut despre voi că sunteți niște oameni foarte cu cultură și cunoașteți și sunteți niște oameni moderni. Și anume am observat că aveți un altar pentru Dumnezeul necunoscut. Așa de relativ, așa de multă toleranță, încât oamenii aceștia, ca să nu mânie pe cineva, să nu ofenseze sensibilitățile religioase, aveau un altar pentru Dumnezeul necunoscut. Dacă tu intrai la ei în cetate și nu vedeai acolo un altar pentru Dumnezeul tău, mergeai la Dumnezeul necunoscut și ziceai: ăsta este al meu. Și cât timp nu-i deranjai pe ei, și cât timp plăteai impozitele, puteai să ai Dumnezeii tăi cât vroiai, inclusiv Dumnezeul necunoscut. Pentru că oricum religia și credința este relativă și nu contează. Nu este un concept modern. N-am inventat-o noi în secolul acesta. Nu este o filosofie modernă. A existat de când e lumea. Acum a devenit extrem de amplificată, încât nici măcar nu mai este toleranță. Mai este violentă împotriva oricine și orice care atrage atenția că s-ar putea ca să fie greșiți. Isaia este numit și pe drept evanghelistul Vechiului Testament. El este omul care prin prisma profetică, prin lucrarea Duhului Sfânt, privește înainte spre cruce și propovăduiește Evanghelia lui Hristos într-un fel care este absolut uluitor, cu o claritate absolut fantastică, și confruntă la fiecare pas atacurile acestea din afară și din lăuntru, care vor ca să taie la rădăcina credinței poporului Dumnezeu. Și Isaia, în mod categoric și corect, respinge asemenea noțiuni absurde, absolut fără compromis. Poziția lui Isaia de repetate ori este că există adevăr, există alb și există negru, există bine și există rău, există da și există nu. Și Isaia centrează această realitate în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Toată cartea Isaia are ca și punct focal, toată cartea Isaia merge spre punctul focal al istoriei, care este crucea Domnului nostru Iisus Hristos, și Isaia vrea să ne arate că acolo, la punctul acela focal, în centrul importanței istoriei, acolo este adevărul absolut. Isaia centrează realitatea lui și realitatea poporului în crucea lui Hristos și în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are niciun motiv pentru a ne manipula. Dumnezeu nu are ceva de câștigat, ceva de apărat sau ceva de pierdut. Adevărul lui Dumnezeu, adevărul său este absolut, pentru că perspectiva lui este perfect obiectivă. Este imutabil. Nu împinge nimic asupra lui, nu poate fi șantajat în niciun fel, nu are vreo nevoie, vreo dorință care nu este împlinită. Ca atare,
Perspectiva lui este perfectă și nealterată, precum sunt perspectivele noastre. Putem fi siguri de motivațiile lui Dumnezeu. Pentru faptul că crucea este un eveniment unic în istoria omenească. Ce alt Dumnezeu, ce altă religie s-a gândit măcar la ideea că Dumnezeul lor să coboară, să se întrupească, să trăiască și să fie batjocorit, scuipat, torturat și ucis pentru cei care vrea să-i salveze. Nici măcar n-au putut inventa o asemenea poveste. Este așa de absurdă și așa de radicală încât o asemenea minciună n-au putut ca să o conceapă. Ba mai mult să fie o realitate cum este cu Iisus Hristos. Relativismul și subiectivismul se nasc atunci când există motivații greșite, atunci când sunt autointerese, atunci totul este relativ. Ei, pentru Dumnezeu nu există așa ceva. El nu duce lipsă de ceva. El n-are nevoi, n-are dorințe neîmplinite. Ca tare poți fi perfect sigur că dacă El îți spune ceva, este dintr-un dezinteres sănătos. În sensul că dacă spune ceva, este spre binele tău, pentru că spre binele Lui n-are cum să fie. El nu poate adăuga la binele Lui, El este desăvârșit și perfect. Sau credeți că Iisus Hristos n-avea nimic mai bine de făcut decât să vină să părăsească slava cerului și să fie batjocorit pe pământ? Sau credeți că în tranzacția aceasta mântuirii El a câștigat mai mult decât noi? Noi nu suntem așa. Noi suntem relativi și suntem subiectivi pentru că noi avem interese ascunse și interese mărșave. O, tu cunoști adevărul și eu cunosc adevărul. Dar când nu îți convine, adevărul devine relativ. Frate, ar fi foarte bine să nu lipsești de la biserică. Mă, frate, știi, asta e relativ. Ce exact înseamnă să nu părăsim adunarea? Păi am fost jumătate din an. Jumătate plus unul, aia poate nu-i părăsire. Bă, omule, tu știi foarte clar ce înseamnă să nu părăsești adunarea. E relativ pentru că interesul păcatului tău este să faci altceva. Toate poruncile care ți le dă Biblia sunt extrem de clare. Devin relative pentru că tu ai interesul ca să nu le asculți. Pentru că firea ta și dorințele tale sunt contradictoriu cu porunca lui Dumnezeu. Și devine tot relativ. Sau în viața personală. Te întâlnești cu un prieten. Ai avut o problemă. Te-a furat de niște bani. E dovedit clar. I-ai dat banii, refuză să-ți dea înapoi. Și zici, băiete, s-am dat 100 de lei. Bă, nu știu, s-ar fi putut să-mi fi dat, dar nu știu exact, nu putem fi siguri. Poate că nu reții tu bine, poate că nu rețin eu bine, poate că a fost numai 10 lei. Nu? Dintr-o dată totul e relativ. De ce? Pentru că e în interesul lui ca să nu cunoască adevărul. Nu vrea să cunoască adevărul pentru că are ceva de pierdut sau are ceva de câștigat. Dumnezeu, în schimb, nu are. Dumnezeu este perfect. Este desăvârșit. Când Dumnezeu spune, fă aia, sau lucrurile stau așa, poți fi sigur că nu se ascund în spatele afirmații alte motivații și alte dorințe și alte șantaje. Când îți spune un păstor, când îți spune o biserică, când îți spune o religie, verifică. Verifică cu ceea ce spune Dumnezeu. Păstorul, evanghelistul, predicatorul este adevărat absolut doar în termenii în care este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. În rest, noi cei care vestim Evanghelia avem zero autoritate să legăm conștiințele dumneavoastră. Eu nu pot să spun, fă aia și dacă nu faci, te-ai împotrivit lui Dumnezeu. Eu pot să spun, fă aia pentru că așa spune Biblia, ca să faci este clar alb și negru și dacă n-ai făcut, te-ai împotrivit voie lui Dumnezeu. Înțelegeți diferența? De ce? Pentru că eu, la fel ca și oricare alt om, am interese. Unele mai bune, alte mai rele. Cele mai bune sunt dorința mea, cred că bună, și din partea lui Dumnezeu de a vesti Evanghelia și de a răspândi cuvântul Lui,
dar sunt și păcate. Sunt și dorințe care sunt rele și negative, care încerc să le lupt împotriva ei și ies la suprafață și s-ar putea ca să afirm ceva neadevărat, relativ, pentru că am anumite interese. Dumnezeu poate fi crezut și adevărul lui poate fi luat ca și adevăr absolut, pentru că el este absolut în natura și caracterul său. Isaia vrea să ne centreze, vrea să ne dea rădăcini în această realitate, încât să nu fim purtați încolo și încoace, cum spune și Noul Testament, de orice vânt de învățătură, de orice filosofie umană, și el vrea să ne dea rădăcini, să ne centreze în Dumnezeu și în crucea Mântuitorului. El vrea să putem să evadăm și să ne protejăm împotriva atacurilor care vin din partea lumii în care trăim, din viața noastră cotidiană, și să avem o viziune absolută asupra adevărului, încât să privim ferm spre adevăr și să putem ca să dăm la o parte toate influențele acestea din lumea aceasta care spun nu poți fi sigur. El vrea să ne arate nu numai faptul că Dumnezeu există, ci vrea să ne arate că Dumnezeu este absolut în control. În primul rând că El este la cârma istoriei, că El cârmuiește totul și nu numai, pentru că asta până la urmă ar fi irelevant pentru mine la nivel personal, faptul că adevărul este că Dumnezeu există și că El la modul macro controlează toată istoria spre scopurile Lui este foarte fain și frumos, dar cum rămâne cu mine și cu problemele mele? Că aici lucrurile devin extrem de relative, când ajung la mine și la problemele mele. Și El vrea să ne pună rădăcini în faptul că Domnul Iisus și Dumnezeu este stăpânul vieții noastre. Avem o sursă, avem o piatră, o stâncă unde putem să mergem și știm că stăm pe adevărul absolut. Și Isaia ne prezintă aceste două adevăruri absolute care ne centrează. Ne scoate din perspectiva aceasta mică, de aici și de acum, și ne lasă să privim pe orizont. Primul este faptul că Dumnezeu este suveran peste istorie. Și al doilea, faptul că Dumnezeu este suveran peste viața noastră. Dumnezeu este suveran peste istorie. Este în control peste întreaga istorie. Priviți versetul 1. Ascultați-mă în tăcere, ținuturi de lângă mare, iar popoarele să-și înnoiască puterea, să se apropie și să vorbească, să ne înfățișăm împreună la judecată. Corinescu traduce să ne judecăm împreună. Ce face Dumnezeu aici? Trimite o somație, un citat către popoarele lumii și zice: vreau să mă judec cu voi. Haideți la tribunal. Avem o problemă de rezolvat. Am înțeles că vi s-a urcat la cap că lucrurile cumva stau în controlul vostru. Că istoria aceasta stă în controlul vostru. Ba mai mult, am înțeles că aceste idei au infiltrat chiar în poporul meu, care nu mai înțelege și nu mai știe că eu sunt în controlul istoriei. Așa că hai să ne judecăm. Hai să avem o dezbatere și să vedem cine are dreptate. Întrebarea care este în dispută este: cine este în control asupra istoriei? Priviți! Cine l-a stârnit pe acela de la răsărit, chemându-l cu dreptate la picioarele sale? El îi dă în stăpânire neamurile și supune regi. Cu sabia îi preface în praf, iar cu arcul îi face ca pleava luată de vânt. Îi urmărește mergând în siguranță pe un drum pe unde picioarele lui n-au mai călcat. Cine a făcut și s-a împlinit aceasta, chemând de la început generație după generație? Și acum sunt multiple posibilități la această judecată. Verdictul poate să fie una dintre mai multe posibilități. Ar putea fi răspunsul unul filosofic. Adică nimeni n-a făcut.
Pur și simplu, istoria merge de la sine. Lucrurile doar se întâmplă așa cum se întâmplă. Este șansă, entropie. Universul este într-un haos cosmic și toate merg de la sine și nu știm. Este variabil tot. Sau oamenii. Varianta 2. Noi conducem istoria după voia noastră, după puterea noastră și cu siguranță regii și împărații ar fi tentați să zică acest lucru. Noi conducem. Noi mergem în război și armatele noastre decid cursul istoriei. Sau Dumnezeu. Dumnezeu care este suveran conduce istoria după buna plăcere a voii sale. Isaia elimină din start prima variantă. Pentru că dacă priviți în text cum pune Isaia problema, Isaia spune cine? E implicit necesar o persoană. Nu o forță, nu o filosofie, nu o șansă, nu entropie. Cine? Nu ce, ci cine, o persoană. Și vine cu dovezi. Dovada este anumite lucruri care Dumnezeu le-a spus că se vor întâmpla pe harta politică, pe harta militară și s-au întâmplat exact cum Dumnezeu a zis de fiecare dată. Tot ceea ce Biblia spune, mii de prorocii. Mii de prorocii, aproape 3000 de prorocii în Sfintele Scripturi, peste 2000 din ele gata împlinite până la literă și restul sunt în curs de împlinire și se vor împlini exact cum s-au împlinit restul. Asta este argumentul, astea sunt dovezile cu care Dumnezeu merge în tribunalul lumii și zice, uitați dovezile mele, voi cu ce veniți? Cu filosofia voastră, cu învățătura voastră, eu am zis că o să fie și a fost. Eu am zis că armata aceea va veni și va nimici și a nimicit. Voi ce puteți să dovediți? Răspunsul fără echivoc și neapologetic din partea lui Dumnezeu prin Isaia este Dumnezeu. Dumnezeu este cel care controlează istoria. Versul 4. Eu, Domnul, am fost cu cei din tâi și tot eu voi fi și cu cei de pe urmă. Altfel, eu am fost în control de la început și eu voi fi în control până la sfârșit. Nu există vreo șansă să se schimbe așa ceva. Prin teologia modernă au apărut și anumite idei în sensul că da, Dumnezeu a existat, dar acum a murit. Și universul merge de la sine. Ce tâmpeni. El e Alfa și Omega. El este din veșnicie în veșnicie. El a fost suveran în trecutul etern și va fi suveran în viitorul etern. Mărturisirea de credință de la Westminster, care este un document, cred că este tradus în limba română, pune în felul următor și arată foarte bine. Dumnezeu, din eternitate, prin sfatul voii sale suverane, în mod liber și neschimbător, a hotărât absolut totul ce se împlinește. Vrei să știi ce a hotărât Dumnezeu? Uită-te în jurul tău. Și tot ceea ce se întâmplă a fost hotărât de Dumnezeu. Tot. Și că îți vei lăsa ochelarii așa? Da. Da. Dacă Dumnezeu nu hotărea să-i lasă pice jos, dacă Dumnezeu hotărea să lasă ochelarii și să rămână ochelarii în aer, rămâneau în aer în ciuda legii gravitației. Dar el așa a hotărât ca să-i las din nou. Asta a hotărât. Și greșelile din predică. Și greșelile din predică. Tot, după buna plăcerea voii sale, liber și neschimbător, tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă prin decretul lui Dumnezeu. Asta este adevărul Scripturii și adevărul care îl arată și Isaia. Dar priviți ce se întâmplă. Și o să încerc să mă grăbesc, timpul trece. Dar nu cred că a sosit pizza, am comandat pizza mai târziu și cred că ar fi bine să predic aproape până când sosește pizza. Deși Dumnezeu, în acest tribunal, în această judecată, se dovedește ca și fiind suveran, priviți ce fac popoarele. Versul 5. Ținuturile de lângă mare văd aceasta, declarația lui Dumnezeu, măreția lui, și se înfioară. Marginile pământului tremură și se apropie și sosesc. Oamenii se încurajează între ei.
Aici aproape că vine să zici, e, acum să vedem în sfârșit că oamenii ăștia se pocăiesc și se încurajează. Băi, hai să ascultăm de Domnul. Uite, a dovedit, e clar, s-a descoperit față de noi. Hai să ascultăm de Domnul. Dar uitați, se încurajează între ei spunându-și, fii tare! Artizanul îl încurajează pe bijutier, iar cel ce netezește cu ciocanul, pe cel ce lovește cu nicovala, el zice despre îmbinare, este bună. Este un atac subtil aici. Este un atac subtil la cuvântul Domnului nostru, la cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, când creează și zice, este bun. Ei creează idolul, se uită la el și zice, este bine, este bun, este perfect. Este un afront la Dumnezeu ce fac ei aici. După care fixează idolul în cuie ca să nu se clatină. Deci ce fac ei? Cu avertizmentele, cu dovezile, ei zic, măi, vine mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. Repede, bate idolul în cuie ca să nu pice idolul nostru. Fantastic. Fantastic. În loc să-și înnoiască puterile în Dumnezeu, cum i-a invitat Dumnezeu să facă, ei își înnoiesc puterile împotriva lui Dumnezeu și se încurajează unul pe altul ca să se împotrivească lui Dumnezeu. Își pregătesc idolii și bat în cuie și zic, ok, suntem gata, poate să vină Dumnezeu care a nimicit popoare de pe fața pământului, că noi ne-am bătut idolul în cuie. Și este sigur. Absurd. Ce absurd. Își fortifică idolii ca să nu fie dărâmați de Dumnezeul cel viu. Și noi facem la fel. Eu și cu tine. Și noi facem la fel. Pentru că dacă accept un Dumnezeu cu adevărat suveran, automat îmi pun întrebarea în subconștientul meu. Ca să slujesc un asemenea Dumnezeu, la ce va trebui să renunț? Și le batem în cuie, din start. Adică premiza cu care venim la altar este în felul următor. Doamne, eu sunt gata să te slujesc. Și sunt gata să afirm că ești suveran. Dar am niște valori care eu le-am bătut în cuie și de astea să nu te atingi. Doamne, de serviciul meu, de asta să nu te atingi. Îți dispus, te slujesc cum vrei tu. Dar să nu ceri așa de mult de la mine încât să renunț la serviciul acesta. Doamne, la averea mea. Un tânăr bogat. Ce trebuie să fac? Îi spune Domnul Iisus, toate acestea le-am făcut din tinereți. Bun, e simplu atunci. Vinde tot ce ai. O, Doamne, asta e bătut în cuie. Asta e idolul care nu se clatină. Familia noastră. Relațiile noastre. Anumite dorințe ale noastre. Dumnezeu spune, înnoiește-te în putere și slujește-mă așa cum sunt un Dumnezeu suveran. Și tu spui, Doamne, te slujesc, dar am niște lucruri care sunt bătute în cuie. De alea nu ne atinge. Bine? Nu-i bine. Dumnezeu nu negociază cu tine. Dumnezeu nu spune, îți suveran, ești de plin al meu, dar bun, ai un idol bătut în cuie acolo, serviciu, familia, nevasta, copiii, biserica poate fi pentru unii, religia. Păla lăsă. Dumnezeu spune, astea trebuie arse și nimicite și aruncate de aici. Și rămân doar eu. Așa răspundem și noi, deseori, la provocarea lui Dumnezeu. Al doilea rând, Isaia ne arată și încearcă să ne centreze și să ne înrădăcineze în faptul că Dumnezeu este suveran peste noi. Pentru faptul că El conduce istoria, este bine și toți suntem dispuși să afirmăm, da, Domnul conduce istoria, Domnul este suveran, face ce vrea, mai puțin cu mine, dar Biblia nu spune așa. Isaia schimbă punctul focal de la popoare, de la lume, la noi, la poporul său, la copiii săi, la aleșii săi. Dar tu, Israele, robul meu, tu, Iacove, pe care te-am ales, tu, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am adus de la marginile pământului și te-am chemat din colțurile sale cele mai îndepărtate, zicându-ți, tu ești robul meu.
Ați observat ce se întâmplă aici? Avem o pictură a bisericii din Noul Testament. Evanghelia trebuie să fie răspândită până la marginile pământului, ca Dumnezeu să strângă credincioși din fiecare neam, din fiecare trib, din fiecare limbă. Și toți aceștia sunt copiii lui pentru că sunt copii în credință. Sunt înfiați în poporul său. Sunt aduși în biserica sa. Tu ești robul meu. Pe tine te-am ales și nu te-am lepădat. Deci nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta mea izbăvitoare. Isaia începe de aici și despică un pic lucrurile și începe cu un contrast intenționat. Dar tu, până acum am discutat despre lume, până acum am discutat felul în care Dumnezeu este suveran peste popoare, peste idolii lor, peste răzvrătirea lor. Acum discutăm despre tine și despre mine. Lume, tu tremură de frică. Dar tu, poporul ales al lui Dumnezeu, Dumnezeu are un legământ cu tine. El te-a ales, El te-a chemat, tu ești altfel. Tu izgonește din mijlocul tău idolii care ai. Întoarce-te la Domnul, amintește-ți de legământul care îl are cu tine și întărește-te în Dumnezeu. Întărește-te în alegerea care Dumnezeu a făcut-o față de tine. Simțul acesta, că stai pe umerii Dumnezeului suveran, face pe un credincios invincibil. Privește odată un copil care se joacă în parc și stă pe umerii tatălui, să crede un gigant, să crede că este puternic, să crede că a ajuns pe vârful lumii. Un credincios care este luat de acolo de jos unde este el și este pus pe umerii lui Dumnezeu, este absolut invincibil. El tot un copilaș este. El tot slab este. Dar stă pe niște umeri înalți, pe niște umeri tari. Îl face să privească spre lume, spre lumea aceasta cruntă și urâtă, spre popoarele puternice care vin ca să ne asedieze, spre obstacolele imense și să zică: nu mă tem! Nu sunt înspăimântat! Nu mi este frică! Nu mi este frică de hulă! Nu mi este frică de persecuție! Nu mi este frică că îmi vor lua copiii! Nu mi este frică că mă vor omorâ! Pentru că stau pe umerii Dumnezeului meu care controlează nu numai istoria, ci viața mea. Și El are un legământ cu mine. El m-a ales pe mine. El m-a scos din lume. Eu fac parte din poporul Lui. Dacă ești numai acolo jos, gândind din perspectiva, oare ce aș putea să fac eu? Oare cum aș rezolva eu problema? Oare cum am să fac eu față? Vei fi zdrobit sub greutatea lumii acestea. Trebuie să ieși de acolo și să fii pus pe umerii Tatălui și de acolo privești lumea așa cum este ea, controlată de un Dumnezeu suveran. Nu poți altfel să stai în fața tancurilor care vin și vor să treacă peste creștini și să nu te muți. Nu poți altfel să fii aruncat în pușcărie și să stai și să cânți spre slava lui Dumnezeu după gratii. Nu poți altfel să-ți pună pistolul la cap și să spună renunță la Hristos și să spui nu. Nu poți decât dacă ești pe umerii Tatălui. Amin. Nu poți ca să stai în fața cuptorului de foc și să spui: împărate, noi știm că avem un Dumnezeu care ne poate salva. Noi credem că ne va salva. Dar chiar dacă vom arde, nu ne închinăm. Nu cedăm adevărul absolut care îl cunoaștem. De ce n-am negociat? Auzi, hai negociem, hai facem o teologie hibridă între gândirea voastră și gândirea noastră. Nu. Bagă-ne pe foc. Așa de mult ne încredem în Dumnezeul nostru. Nu pentru că suntem orbi, și pentru că ne-a pus pe umerii Lui și privim istoria, și privim realitatea, și privim adevărul prin altă lentilă și prin altă prismă, și focul este nesemnificativ. Ce este o flacără pe lângă Dumnezeul care a creat focul?
care a creat universul, Dumnezeul care a creat soarele, care arde în continuu, ca și un foc care nu poate fi mistuit, să te temi de un cuptor? Dar trebuie să fii pe umerii unui Dumnezeu suveran. Nu mă tem, nu mă înspăimânt, pentru că Dumnezeu este cu mine. El mă va întări, El mă va ajuta, El mă va sprijini cu dreapta Lui izbăvitoare. El m-a ales, El nu mă va lepăda. Cum stăm cu frica? Eu și cu tine. Cum stăm cu trăirea radicală pentru Hristos? Atunci când trăim în mod radical pentru Hristos, atunci când vorbim în mod radical, vom fi sub atacul lumii. Vom fi atacați din toate părțile. Trăirea radicală pentru Hristos, nu vreau să fiu lipsit de sentiment. A trăi radical pentru Hristos nu înseamnă a ieși la demonstrație sâmbătă în centru. Aia e safe. Foarte safe. Eu am ascultat, de exemplu, discursurile ținute de păstorii evanghelici. Nimic. Nimic din Evanghelie. Preotul și prefectul au fost la fel de evanghelici ca păstorii evanghelici. Safe. Toleranță. Unde este acuzația adusă împotriva satanei? Unde este acuzația adusă împotriva păcatului? Unde este provăduirea Evangheliei? Unde este condamnarea unui Dumnezeu suveran asupra Norvegiei? Unde este singura speranță care au oamenii aceia într-un Dumnezeu care îi va păstra chiar dacă nu-și primesc copiii înapoi? Dumnezeu a creat familia și familia trebuie să fie împreună și noi luptăm împreună pentru lucrul acesta și societatea este sănătoasă când familia este împreună. Dar și păgânii spun asta. Și prefectul, care probabil nu are nicio treabă cu Dumnezeu, poate să spună asta, că e în interesul lui politic. E relativ dacă există Dumnezeu sau nu. Dar oamenii ăștia sunt aici cu un scop, ca tare, în momentul acesta există un Dumnezeu și evident că El ține cu familia Bondariu. Și cred că ține. Ține cu ei dacă își primesc copii sau dacă nu își primesc copii. Safe. Este frică. De cine? Cine o să îi împuște? Pentru vestirea Evangheliei. 10.000 de oameni la Oradea. Nu știu câți de mii de oameni. Copiii ei au fost răpiți de la familia Bonariu. Dumnezeu se îngrijește de ei. Sunt convins de asta. Pe platou au fost, nu știu, 10, sute. În Oradea au fost mii de oameni care toți vor fi răpiți de satana și duși pentru veșnicie în iad și păstorii noștri evanghelici nu au zis nimic. Trăire radicală pentru Hristos. Și nu zic nimic pentru că nu e sensibil și nu ai empatie. Dacă le vestești Evanghelia, n-ai empatie. Îl jignești pe ăla de lângă tine care nu crede în Evanghelia lui Hristos. Dar Dumnezeu spune așa, versetul 13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te apuc de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme, eu te voi ajuta. Îl credem? Atunci de ce nu trăim altfel? Atunci de ce nu vorbim altfel? Atunci de ce nu spunem lucrurile pe față? Că nu o să-ți mai dea like pe Facebook? Unii chiar au impresia, de exemplu, paranteză. Unii chiar au impresia că eu stau acasă și sufăr când lumea îmi spune ceva negativ pe Facebook. Pentru că ei suferă. E dacă pun ceva despre Domnul Iisus pe Facebook și unul spune prostule, ăla plânge o dintreagă. Nu trăim radical. Nu vrem să fim insultați. Nu vrem să fim huliți. Nu vrem să fim urâți. Vrem să fim acceptați și tolerați și ca atare tolerăm și acceptăm și noi orice. Dacă am crede într-un Dumnezeu suveran, dacă am stat pe umerii Lui, atunci am trăit altfel. Mă mărturisesc, chiar aveam intenția să fiu scurt în seara asta. Să vă mulțumesc pentru răbdarea de dimineață. Nu intenționam să predic așa de lung. Dar nu eu decid asta până la urmă. Mă gândeam la ascultătorii puritani. Puritanii predicau 2 ore și când gătau de predicat, publicul mai cerea. Și mă gândeam la faptul că nu cred că erau predicatori mai străluciți. Deși poate că erau oameni foarte pocăiți. Dar sunt convins că auditoriul era mai pocăit.
auditoriu tânja după cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ăla de la Amvon se bâlbâia, chiar dacă ăla de la Amvon nu era așa de studiat, chiar dacă ăla de la Amvon nu era extrem de elocvent, când punea în fața lor cuvântul lui Dumnezeu în simplitate, dacă era cazul, era ca și un banchet de nuntă pentru ei și nu mai vroiau să se oprească. A venit ciorba, când vine fritura, când vine sarmalele, când vine tortul, să nu se termine, să stăm aici, să ne bucurăm ore după ore. Mai noi așteptăm pizza. E bună și aia, dacă aia o avem. Nu am vrut ca să predic așa de mult. Avem nevoie de siguranță. Avem nevoie de certitudine. Nu putem să speriem un credincios care deja este speriat să trăiască radical pentru Hristos. Este imposibil. Asta încearcă să facă bisericile din jurul nostru. Dacă nu, o pățești. Numai că dacă nu ești așa nominal creștin, dacă nu ești, știi, dacă n-ai bifat niște chestii. Dar radical nu poți trăi pentru Hristos în frica aia, în frica de pedeapsă. E diferit decât frica de Domnul. În frica că dacă nu fac, dacă nu mă duc la biserică, Dumnezeu mă trăznește. S-ar putea să te răznească dacă vii la biserică. Și ar fi foarte bine să te răznească. Nu poți. Pentru că el de aia nu face. El nu trăiește radical pentru Hristos acum pentru că este frică. Dacă tu bași mai multă frică în el și spui, omule, tu nu trăiești pentru Hristos și nu ești radical pentru Hristos și nu sacrifici totul pentru Hristos pentru că ești un fricos, hai să spun de ce ar trebui să fie mai frică. Și după aia aștept să trăiască pentru Hristos. Nu asta e soluția. Nu asta e soluția Bibliei. Soluția Bibliei este alta. Și anume, nu te teme. Nu te teme. Teama nu te ajută aici. Uitați cum descrie Isaia, cum ne descrie pe noi. Nu te teme. Și acum, în psihologia modernă, am așteptat ca să spun în felul următor. Nu te teme, tu ești puternic, tu ești valoros, tu ești cineva. Tu poți, tu vei birui, spune-ți numai că toată valoarea este în tine. Cum era în cartea Frățului, să dai numai chibritul și să dai foc și vei izbucni în valoare. Dar așa zice Isaia. Nu te teme, vierme a lui Iacov, rămășița firavă a lui Israel. Ăștia suntem. Un vierme, o rămășiță, o turmă mică care tremură. Atunci, de ce să nu mă tem? Dacă sunt vierme care pot fi zdrobit. Dacă sunt o rămășiță firavă, dacă sunt o turmă mică. De ce să risc totul? De ce să trăiesc radical? Priviți ce spune Dumnezeu pentru noi prin Isaia ca și răspuns. Eu însumi te voi ajuta, zice Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Iată, te voi face o sanie ascuțită de treierat, nouă și cu două rânduri de dinți, vei treiera munții și vei zdrobi, iar dealurile le vei face ca pleava, le vei vântura și le va lua vântul, iar vijelia se va împrăștia, dar tu te vei bucura în Domnul și cu Sfântul lui Israel te vei preamări. Săracii și nevoiașii caută apă, dar nu găsesc, iar limba li se usucă de sete. Însă eu, Domnul, le voi răspunde. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Pe dealurile Pleșuve voi face ca să curgă râuri, iar în mijlocul văilor izvoare. Voi preface pustia într-un iaz și pământul uscat în izvoare de apă. În pustie voi planta cedri, salcâm, mirt și măslin. În deșert voi planta la oaltă chipăroși, ulm și pin. Pentru ca toți să vadă și să cunoască, să chibzuiască și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceasta, Sfântul lui Israel le-a creat. De ce să nu mă tem? Nu pentru că sunt puternic, nu pentru că sunt cineva, pentru că în ciuda faptului că sunt un vierme, în ciuda faptului că suntem o rămășiță, suntem cea mai mică biserică din oraș. Știți asta? Cea mai mică. Ca și membru. Cea mai mică. Turmă mică. O rămășiță firavă. Niște viermi care se adună la oaltă. Știați?
Vă bucură asta? Pe mine mă bucură. Prefer să am niște viermi care sfințește Domnul, o turmă firavă care îi face Domnul puternic, decât o gloată de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oricând. Oricând mă duc în război cu niște viermi ai Domnului, decât cu niște vitej al dracului. Oricând. Nu mă tem, pentru că Domnul spune, eu însumi te voi ajuta, zice Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Și de ce va face? Pentru ca toți să vadă și să cunoască, să chibzuiască și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceasta. Sfântul lui Israel le-a creat. El va face. El ne va ajuta. Răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Dumnezeu. El va face imposibilul. Va face ape în deșert și va planta unde nu se poate crește și toată lumea va fi obligată să vadă și să spună: măi, uite, noi n-am crezut că mai este loc pentru o biserică la Zalău. Dar Domnul dă roade. Noi n-am crezut că se poate trăi așa pentru Dumnezeu, că oamenii pot să fie într-adevăr devotați de tot lui Dumnezeu, dar oamenii ăștia trăiesc așa. Până la urmă vor trebui să înțeleagă că așa ceva numai Dumnezeu poate face. A planta un pom în pământ fertil, îi dai apă și crește, orice poate face. Dar în deșert, din viermi, numai Dumnezeu poate face. El va face imposibilul pentru ca să fie evident că El a făcut. Și știi ceva? Îl poți crede. Îl poți crede pe Dumnezeu pentru că nu are nimic de ascuns. Nu are nici o motivație egoistă. Are tot ceea ce are nevoie. Răscumpărarea ta nu îi dă ceva în plus lui Dumnezeu. El este deja infinit. Cu tot asta Dumnezeu se bucură de faptul că te-a mântuit. Este fantastic lucrul acesta. Nu adaugă nimică ca și valoric, cuantific, și totuși Dumnezeu și cerul se bucură la mântuirea unui păcătos. El primește toată slava, noi primim toată bucuria în El. Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, a murit pe cruce pentru noi, a purtat păcatele noastre, suferințele noastre le-a purtat pe cruce. Ce altă garanție ne mai trebuie? Ce altă dovadă ne mai trebuie? Putem păși în credință și în certitudine, în siguranța faptului că viața și veșnicia noastră este în mâna lui Dumnezeu și este sigură pentru că El este suveran. Putem sta pe umerii Tatălui și să trăim radical pentru Dumnezeu. Putem risca totul, putem plăti orice preț, putem sacrifica orice. Pentru că înțelegem că adevărul absolut este Dumnezeu. Și când înțelegi asta, când crezi asta, lumea pare altfel. Viața pare altfel. Valorile tale sunt altfel. Să ne ajute Dumnezeu să fim într-adevăr asemenea oameni. Amin. Și dacă este voia Lui, vom fi. Amin. Amin. Amin.